cerere de aderare pentru a căpăta statut de candidat. Deci nu este un scop în sine. Acesta este un instrument, o etapă care de fapt are drept scop să ne pregătească pentru realizarea obiectivului strategic, lansarea următoarei etape, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci când va fi transmisă această cerere pentru obținerea statutului de candidat, este un moment tactic, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană, de a obține obiectivul strategic, următoarea etapă de relații și următoarea etapă în procesul de negocieri de după acordul de asociere și negocierile de asociere. Pregătirile pentru summitul parteneriatului ESTEC de la Riga deja ne oferă un prilej foarte și foarte bun pentru a raporta atât cetățenilor Republicii Moldova despre mersul implementării prevederilor acordului de asociere și zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană și totodată pentru a raporta și colegilor din Uniunea Europeană cum se dezvoltă acest proces de reforme în conformitate cu prevederile acordului. Cu cât mai multe rezultate vor fi obținute în cadrul implementării prevederilor acestor acorduri, cu atât mai bune șanse va avea Republica Moldova pentru o eventuală reacție pozitivă la cererea noastră pentru obținerea statutului de candidat. Riga nu este un summit, nu va avea un summit cu privire la aderare sau nu este un summit major sau unde vor avea loc ceva spectaculos. Dar ceea ce vreau eu să văd de la Riga sunt trei mesaje foarte clare. În primul rând, că acele țări care sunt interesate de a avea relații mai strânse cu Uniunea Europeană să obțină susținerea puternică din partea UE, politic și practic. Doi, că acordul de asociere nu reprezintă pasul final în această relație dintre țările care vor să se asocieze și Uniunea Europeană. Și trei, eu cred că noi încă mai trebuie să abordăm probleme ce țin de politica noastră de vecinătate. Cum am putea, să zicem așa, aplica instrumente europene pentru a susține ambițiile țărilor din parteneriatul estic. Să nu uităm că acest summit va avea loc în condiții noi în Europa.